Bună dimineața, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Vorbim despre un proces care a început acum câteva luni după ce CNSAS s-a trimis aici la Curtea de Apel București acel dosar, acțiunea prin care ei au constatat că Traian Băsescu a fost colaborator al securității și de asemenea că a făcut poliție politică sub numele de Petrov. Vorbim despre un dosar în care este acea acțiune în constatare, de asemenea mai multe documente, inclusiv notele informative date de Traian Băsescu față de doi colegi de la Institutul de Marină. Spuneau în acele documente cei de la CNSAS că Traian Băsescu ar fi oferit aspecte și ar fi făcut acțiuni operative în timpul în care era la Institutul de Marină, dar și după ce a terminat acest institut. Vorbim însă de o declarație dată și de Traian Băsescu. Acesta evident neagă faptul că a colaborat cu securitatea. Spunea exact așa cum ai spus, faptul că nu știa că contrainformațiile militare apar țin securității, însă că într-adevăr a dat câteva detalii despre anumiți colegi, doar că nu a făcut poliție politică. Mai mult decât atât, cei de la CNSAS în acest dosar au ajuns și la concluzia că a făcut poliție politică, tocmai pentru că aspectele și informațiile pe care Traian Băsescu le-ar fi dat despre acei colegi ar fi afectat viața acelor studenți, tocmai pentru că erau urmăriți, erau filați și poate ar fi putut inclusiv să ducă acele informații la împiedicarea construirii unei cariere în străinătate, pentru că, iată, Traian Băsescu în acele note informative sub numele de Petrov, așa cum spun cei de la CNSAS, le-ar fi spus superiorilor faptul că mai mulți studenți voiau să plece din țară, fie să meargă și să aibă alături prieteni cehi, străini, însă totodată și să facă și să aibă mai multe venituri aici în țară, să-și construiască o carieră, iar apoi să părăsească România, lucru care la vremea respectivă era ilegal. Acum așteptăm să vedem la ce concluzie vor ajunge și judecătorii. Nu va fi însă o decizie definitivă. Așteptăm această pronunțare. Magistrații au rămas la termenul trecut în pronunțare în acest dosar. Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității a cerut în luna mai Curții de Apel București să se constate calitatea de colaborator al securității a fostului președinte Traian Băsescu. Ulterior, pe numele lui Băsescu a fost făcută și o plângere penală, în care se contesta faptul că nu avea dreptul de a candida și de a fi ales în funcție de președinte al României, de senator și nici de europarlamentar. Denunțul a fost depus la parchetul general, care l-a declinat către DNA. Fizic. A fost deputat, a fost președinte, a fost ales, rămâne cu ele. Dar odată cu această sentință, dacă va fi că a fost colaborator, își va pierde într-adevăr aceste beneficii. Vorbesc de bază SPP, mașini, case, birouri. Nu vreau să consider nimeni că este un atac la Traian Băsescu, dar nu trebuie să-l atacăm, pentru că a recunoscut singur că este informator și că a fost informator al securității. Deci, da, a spus că nu știa că ofițerul căruia îi scria note este al securității. Mai exact, Traian Băsescu s-a apărat, spunând că nu a știut că Direcția de Contrainformații Militare, în care fusese racolat de pe băncile Institutului de Marină, era parte a fostei securități, fapt care i-ar fi fost adus la cunoștință abia după Revoluție. Argumentele ar putea însă să nu țină în fața instanței. Jurnaliștii de la Lumea Justiției au prezentat o decizie a Curții de Apel București din 2015, care ar putea fi luată în considerare ca precedent. În acel dosar, Pârâtul a susținut exact ca Băsescu faptul că nu a știut exact de ce structură aparține Direcția de Contrainformații Militare. Atunci, atât Ministerul Apărării Naționale cât și cel de interne au trimis răspunsuri prin care au atestat apartenența Direcției a 4-a la Securitate. În consecință, Pârâtului s-a recunoscut calitatea de colaborator al fostei securități. Potrivit specialiștilor în drept, în condițiile în care se va constata definitiv că Traian Băsescu a fost lucrător al securității, acestea ar putea pierde toate beneficiile ce decurg din faptul că a fost președintele statului, pe motiv că a obținut funcția pe baza unui fals în declarații. De menționat că deocamdată Băsescu se află în faza în care este judecat pe fond.